Preiubiții Domnului, vă invit să vă ridicați și dumneavoastră în picioare. O să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură. Pe lângă cele care deja au fost citite și nădăjduiesc să continuăm mesajul pe care Dumnezeu l-a avut în această dupămasă până aici. Deschideți cu mine împreună la Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii săi. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și l-ascultă? Vă mulțumesc și vă invit să vă reașezați. Eu prima dată trebuie să mă împretenesc cu cel de la timer de acolo. Eram într-o adunare undeva în județul Mureș și era o sărbătoare a mulțumirii, o duminică dimineața, cum se face în România, sărbătoarea roadelor. Și era duminică dimineața, au început slujba pe la 9:30 și mergeau până spre 1, așa. Era în timpul verii, spre toamnă, așa. Erau veniți și din străinătate și era așa o sărbătoare frumoasă pentru o biserică cam de dimensiunea la dumneavoastră. Și printre frații slujitori m-au pus să am și eu un gând. M-au pus la 12 și câteva minute. Ceasul era aici, în spatele predicatorului, că de fapt e pentru voi, de fapt ceasul aici e, sunteți în America, pe aici, așa. Și la 12 și vreo câteva minute, după 4-5 minute după ce am început, s-a oprit ceasul. Era din ăsta analogic, cu manu și așa. S-a oprit ceasul și predic și în timp ce mă mai întorceam așa, mă uitam la ceas. Am trecut numai 10 minute de când am început, e bine. Și mă duc și după vreo 20 de minute, și nu vă spun povești, a repornit ceasul. Și frații mi-au spus să merg până către jumătate și eu deja la jumătate eram sătul de predicat. Cu 20 de minute pe care mi le-a dat defecțiunea inopinantă. Așa că, nu știu, voastre, astea electronice dacă se opresc, dar ăla mecanic se mai oprește, ăla analogic. Frați și surori, mi-a fost dor să vă revăd cu fratele Cosmin, prietenul meu. Am mai conversat pe aici, pe acolo, prin mesaje, text și nu numai. M-am bucurat să îl revăd pe prealesul frate senior. L-am mai întâlnit și acum 5 ani și uite că ne reîntâlnim din nou. Dumnezeu ne-a dăruit viață. Părul nu vi s-a mai albit, tot așa l-ați avut. Se pare că nu mai îmbătrâniți, vă ține Dumnezeu așa în spusele psalmistului, întineriți ca vulturii. Mă bucur să întâlnesc fețe pe Betty cu prea iubitul ei soț și cu frații din Nashville. Lăudați să fie Domnul! Amin. Hai să trecem la câteva gânduri din Scriptură. S-a vorbit în seara aceasta despre cunoașterea lui Dumnezeu și se accentua pe această pedală. Zice Domnul Iisus Hristos în Ioan 17 în rugăciune, și viața veșnică este aceasta. Nu vă gândiți la alte lucruri. Nu luați în calcul complicații. Dar ce, Doamne? Viața veșnică e aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Lăudați să fie Domnul!
În seara aceasta ni s-a vorbit despre cunoaștere și noi vrem să-L cunoaștem pentru că totul gravitează în jurul acestei cunoașteri, pentru că de fapt ne-am propus să dobândim viața veșnică împreună cu Domnul. Lăudați să fie Domnul! Să ne dea Domnul așa o patos și o plăcere și o însetare după cunoașterea de Domnul. Să căutăm, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci și El se arată ca zorile și se ivește. Lăudați să-i fie numele Lui, zicea prorocul Osea odată. Și ni s-a vorbit în seara aceasta despre acel drum care trebuie dus până la capăt, într-o curăție, într-o sfințenie, într-o ascultare de Domnul din cea mai... prins eu așa, aici, colo, de pe la James. Vreau să împărtășim câteva gânduri despre această călătorie spre capătul celălalt. Subliniez condițiile de fond din acest pasaj. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui și le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Prima condiție de fond pe care trebuie să o punem la bază, fără de care nu are sens tot ce am citit, e faptul că inițiativa îi aparține lui Iisus. Călătoria aceasta e semnată de El. Startul acesta e sub bagheta marelui dirijor. De la El pleacă semnalul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El este începutul și sfârșitul. Nimeni n-a fost înainte de El. El este din veșnicie în veșnicie. Totul îi aparține. Orice inițiativă pleacă de la El. El e dirijorul universului. Spunea apostolul Ioan: noi îl iubim. Știți de ce? Pentru că El a luat inițiativa să ne iubească mai întâi. Suntem bucuroși, exteriorizăm faptul că îl iubim pe Domnul, dar nu uitați, îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Inițiativa îi aparține Lui. El a zis: haidem să trecem dincolo de lac. El a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Tu ești plămădeala lui Dumnezeu. Tu ești rodul creaturii lui Dumnezeu. Dar inițiativa El a avut-o. Totul pornește de la El. Lăudat să-i fie numele. O altă condiție de fond. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Privind tabloul acesta, găsim marea, găsim vântul, valurile, furtuna aceasta care învolbură marea. Se ridică Iisus Hristos, taci fără gură, mare, liniștește-te. Ucenicii se uită la El și zice: cine e asta? Totul se întâmplă în lumea Lui. Totul se întâmplă în lumea Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus venea spre Ierusalim. Se apropia de Betfage și le spune ucenicilor, mai cu seamă la doi ucenici: mergeți în satul dinaintea voastră, veți găsi acolo o măgăriță cu mânzul ei, legați la o iesle, dezlegați și aduceți-i la mine. Și ucenicii se uită unul la altul. Și Domnul zice: dacă vă întreabă cineva de ce e dezlegat, să spuneți că învățătorul are trebuință. Și așa se duc și probabil pe drum s-or fi gândit: bă, dar când ne vede cineva, n-ai, spune-mi, învățătorul are trebuință, dar eu știu și cum explicăm cine e învățătorul, ce trebuință, ce înseamnă, când îi aducem înapoi. Până la urmă se duc, dezleagă măgărița cu mânzul ei și pleacă. Probabil mai în liniște, așa. Și stăpânul îi vede, zice: pentru ce dezlegați măgărița? Și ei spun: învățătorul are trebuință. A, ok, luați și mergeți. Când
când a vorbit învățătorul cu proprietarii acelei gospodării? Când s-a consultat dacă aprobă pentru o zi, pentru câteva ceasuri? Observați că Mântuitorul Iisus Hristos se comportă ca stăpân, ca suveran în lumea lui. Are dreptul să decidă, are dreptul să semneze contracte, are dreptul să nu consulte pe nimeni. Și toată creația se conformează. Pentru că, repet, totul se întâmplă în lumea lui. Zice Biblia, a intrat în cetate și veți găsi un bărbat ducând un ulcior cu apă pe umăr. Îl bateți pe umăr și îl întrebați. Întreabă învățătorul că unde e odaia pentru ca să stea la masă cu ucenicii. Și îndată vă va arăta o odaie pregătită. Când a semnat contractul? Când a inițiat acest deal cu proprietarul camerei? Se comportă ca un stăpân. Îi spune la mare, mării, liniștește-te. Și marea se liniștește. Îi spune vântului, oprește-te. Și vântul se oprește. Pentru că, repet, totul se întâmplă în lumea lui. Ascultați-mă bine. Nimic nu-i scapă de sub control. Ascultați-mă bine, oamenii lui Dumnezeu. Că sunteți în America, că sunteți în China, că sunteți în Africa, că sunteți în Nigeria, oriunde ați fi. Ascultați-mă bine. Suntem în lumea coordonată de împăratul împăraților. E la cârmă. Are putere asupra bolii. Are putere asupra situațiilor critice din viața ta. Are putere asupra crizei economice. E stăpân, totul se întâmplă în lumea lui. Spunea Dumnezeu lui Moise, du-te, spune poporului, eu sunt Dumnezeu și nu este altul afară de mine în cartea Deuteronom. Eu mor și eu înviez. Totul se întâmplă în lumea lui. Ascultați-mă bine. Prin orice situații veți trece, prin orice complicații veți ajunge în viața aceasta, nu uitați, deasupra tuturor e Dumnezeul Dumnezeilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre cei tineri care erau în Valea Dura, în momentul în care primește împăratul vestea că nu se închină, îi cheamă și zice, în adins oare? Intenționat faceți asta? Sunteți conștienți de ce faceți? Da, împărate! Dumnezeul nostru poate să ne scape, ascultă-ne! Noi avem un Dumnezeu dincolo de împărățiile tale, dincolo de imperiul tău, dincolo de universul acesta. Avem un Dumnezeu care deține controlul peste toate. Dumnezeul acesta poate să ne scape. Dar ascultă-mă, și de nu ne scap, noi tot nu ne închinăm. Și ajunge să îngenuncheze un imperiu întreg cu toate ținuturile, cu toate țările care compuneau acest imperiu. Pentru că au fost acolo niște oameni care au spus, ascultă, împărate, tot ce se întâmplă, se întâmplă în lumea stăpânului nostru, cel căruia noi îi spunem tată. El guvernează totul și totul se întâmplă în lumea lui. Condiții de fond. Iisus ia inițiativa și totul se întâmplă în lumea lui. E stăpân peste toate. Aș vrea să privim la câteva realități obiective. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie. Matei scrie tot în capitolul 8, Marcu în capitolul, Luca în capitolul 4 și Marcu în capitolul 8. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împreună cu ei erau mai multe corăbii. Și el alege o corabie. Realitatea pe care vreau să o subliniez este aceasta. El alege în ce corabie urcă. Spunea psalmistul, Doamne, când vei veni la mine, mă voi purta cu o inimă înțeleaptă în mijlocul casei mele. Pentru că vreau să ai un cadru propice. Vreau să ai un cadru prielnic.
vreau să alegi casa mea. Zice Biblia că în Betania mereu poposea Domnul Iisus Hristos. Era o casă, era o familie în care îi făcea plăcere să meargă. El alege unde să meargă. Întrebarea mea este: e casa ta, e casa mea cadrul acela în care Mântuitorul găsește plăcere să vină? El alege și nu alege, zice Biblia, că nu se uită la fața omului. El alege pe un singur criteriu: sfințenie, cuget curat, viață curată, o trăire sfântă după voia lui Dumnezeu, împlinirea poruncilor găsite în cartea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, pe Iisus Hristos nu-L târâim după noi, scuzați-mi expresia. Oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Hofni și Finias, au crezut că dacă iau chivotul lui Dumnezeu și îl duc în tabără, au rezolvat problema, pentru că acolo era Dumnezeu și au zis ei: gata, s-a rezolvat problema, luăm chivotul, pentru că am fost înfrânți. Și zice Biblia că în momentul în care au intrat cu chivotul în tabără, s-au auzit țipete de s-a cutremurat pământul. Și au zis: nu contează că noi nu trăim cum trebuie, nu contează că viața noastră la templu este compromisă, nu contează că noi ne-am încurcat cu lucrurile și cu păcat cu femeile de la cort, nu contează nimic. Dumnezeu nu are încotro, îl aducem aici cu chivotul și a sta între noi. Și în ziua aceea au murit 3 preoți. Chivotul a fost luat. Și câteva zeci de mii de oameni au căzut în bătălie. Oameni care cred că Dumnezeu e oriunde. Găsește plăcere oriunde. Până la urmă, luăm cina și Hristos trebuie să fie în viața noastră. Nu, 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 nu. Pavel a zis să luați seama, să nu luați spre o sândă. Să nu o luăm spre o sândă. Să nu atragem pediața lui Dumnezeu. Să nu atragem mânia lui Dumnezeu prin viața noastră. Repet. Una din realitățile pe care o observăm aici este că Iisus alege corabia, într-o corabie. Fie casa ta și fie casa mea și fie viața ta și viața mea, locul pe care Iisus să-l aleagă să călătorească acolo. A doua realitate obiectivă pe care o subliniem. Într-una din zile, într-una din zile, nu în orice zi, nu, într-una din zile. Asta este realitatea din text. Din punct de vedere al Scripturii, pentru mântuire, pentru pocăință, pentru a intra în grația, în voia lui Dumnezeu, există o singură zi. Știți? Câtă vreme se zice... astăzi. Să luăm dar bine seama, vine apostolul evrei și spune, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihnului, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Sunt oameni care amână, sunt oameni care le convine să trăiască într-un fel anume, să paseze îndurarea lui Dumnezeu, să o împingă cât mai încolo. Într-una din zile Iisus hotărăște să urce în corabie. Astăzi este ziua în care Iisus poate alege să locuiască în viața ta, în corabia vieții tale. Nu lăsa pe mâine. Dacă e vorba de sfințire, fă-o astăzi. Dacă e vorba de apropiere de Dumnezeu, fă-o astăzi. Dacă e vorba de rededicare pentru Domnul, fă-o astăzi. Nu lăsa pe mâine. Nu lăsa pe duminica viitoare. Aceasta este realitate. A treia realitate. Evanghelistul Marcu spune așa: într-una din zile, seara, Iisus a zis ucenicilor. O a treia realitate în călătoria aceasta e că e seară. Seara e ca seara. Se fac confuzii. Nu mai știi ce-i sfânt, ce-i mai puțin sfânt sau nu există mai puțin, ce-i păcătos. Nu mai știi cum e voie, nu mai știi cum nu e voie.
Nu mai știi dacă e păcat, dacă nu e păcat. E seară. Te uiți așa, dacă mergi seara pe drum și cum aveți pe aici mai mult loc, așa, între case, te duci așa seara și în razele lunii, așa, vezi așa un tufiș, nu știi că e urs sau că e un tufiș, nu? Așa e seara. Și câți nu au intrat în gura lupului și în gura ursului? Pentru că nimeni nu mai trăgea liniile directoare apăsat. Predicatorii predică Domnul-i bun, ori și când, hai la rai. Totul e voie, totul e permis și se face și mai tare seară. Și se întunecă și mai tare. Și adunările stau în ceață, stau în beznă. Și se lovesc unii pe alții și se împiedică singuri și cad și se întâmplă catastrofe. Seară. E o realitate din pasaj. E o realitate pe care nu putem evita în discuția noastră. Dragi frați și surori, se ridică proroci falși, se ridică învățători falși, adunări care, zice Pavel, își vor da învățători după poftele lor. Pofte. Îmi place. Îmi place cum zice, îmi place cum nu zice, îmi place că nu intră niciodată acolo, nu. Îmi place, Domnule. Și asta e o plăcere care generează o inițiativă. Îl vreau pe cutare, păstor. Și adunările generale cu alegerile democratice pe alocuri au distrus oamenii lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că poporului îi place. E seară, nu... Bă, nu contează. Dar, bă, mi s-a părut așa că aici evită subiectul ăsta. Lasă, frate. Ceva, să zărești așa o formă de păstor. Nu neapărat trebuie să aibă verticalitate, principialitate. E seară. E o realitate din text. Și asta ar trebui să-ți sporească și să-mi sporească atenția. Prudența. Condiții de fond, realitățile obiective din text și ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez. Ceea ce ar trebui să definească această călătorie. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Unde vă este credința? Dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă chem în această seară, împreună cu mine, să fim oameni ai credinței. Oameni care să înțelegem, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. O credință care să se nască din auzirea Evangheliei. O credință care să-ți miște inima în urma ascultării cuvântului Dumnezeu, în urma citirii cuvântului lui Dumnezeu. O credință nu din asta care o poți muta de unde vrei și o poți schimba și o poți suci pe toate părțile. Spunea Iuda, pe când vroiam să vă scriu despre mântuirea de obște, m-am văzut silit să vă scriu despre credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. O credință care nu se schimbă cu generațiile. O credință care nu se schimbă cu influența vremurilor. O credință care nu se schimbă cu înlocuirea liderilor. O credință care rămâne bazată pe adevărul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Vă chem să înțelegeți călătoria cu un final binecuvântat. Trebuie să aibă la bază credința. Îi întreabă Domnul, cine sunt eu pentru voi? Ce însemnez eu în corabia aceasta? Care e până la urmă urmei percepția voastră despre mine? Dovada este că voi n-aveți încredere în mine. Ucenicilor, eu nu mă nec, eu nu mor. Ucenicilor, eu țin în mână universul, voi nu pricepeți asta. De ce n-aveți încredere în mine?
Unde vă iese credința? Voi nu știți că în momentul în care sunt lângă voi, cum zicea David, când ești tu la dreapta mea, nu mă clatin orice ar veni. Voi nu știți că prezența mea aici garantează și girează totul? De ce vă clătinați? Dumnezeu cerului să vă binecuvinteze. Amin. Avem o călătorie. Apostolul Pavel, în Fapte 27, ne este prezentat, doctorul Luca prezintă pasajul acela în care Pavel pleacă spre Roma. O călătorie, veți citi, furtună, vânt, ne-am dus mai încolo, alt vânt, mai mare. O călătorie caracterizată de pericole. Dar nu uitați, și vă rog din suflet, nu uitați, Iisus este Cel care ia inițiativa să călătorească cu noi. Nu uitați, totul se întâmplă în lumea Lui. Atenție că realitățile acestea sunt de neeliminat. Iisus alege în ce corabie să urce? Iisus e disponibil doar într-una din zile, nu oricând? Și e seară. Atenție la aceste realități și ancorați puternic. Iisus e în corabia vieții tale. Iisus e în corabia vieții mele. Nu mă clatin. Zice psalmistul, poate să cadă 1000, poate să cadă 10.000, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă, zice psalmistul, ca să o pot prinde. Unde mă duc departe de el? Nu. No. Mă urc în cer, ești acolo. Mă cobor în locuința morților, ești acolo. Mă duc la marginea mării, ești acolo. Ascultă-mă bine. Spune-i Domnului, te încrezi în El. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Și când sunt pe munte, și când sunt în vale, mă încred în El. Nu știu ce va veni peste America, nu știu ce va veni peste România, nu știu ce va veni peste lumea aceasta, dar atâta vă spun. Nu-L dezamăgiți tremurând, oare ce se întâmplă cu noi? Iisus e acolo. Unde vă este credința? Dea Domnul să fiți oamenii credinței. Amin. Și striga prorocul și repetă Luca, apostolul Pavel, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin.